Salutare, Pinkaci, Pinkaci, eu sunt iHatePink și singurul motiv pentru care filmez Smite acum e pentru că am picat cu cineva care aparent mă cunoaște. E Arahne, adică Vlădicul TZ. Și-și face treaba până acum. Ia să văd cine este pe lane-ul ăsta. Joc cumva mana, tanky, dar o să folosesc și foarte mult attack speed, lifesteal și trebuie să avem grijă pentru că se pare că cam lipsesc din stânga. Hai să vedem, prin junglă nu sunt, o să stau aici cu Arahne să fac puțin XP. Așa. Când apare aia din junglă, o să-l și ajut puțin. Haide, să nu cumva să vină cineva. Cam periculoasă strategia asta și sincer, mi-e cam frică pentru că nu i-am văzut pe aici până acum. O să dau și eu încă de asta să scap. Așa, acum o să las pe el să ia buff-ul și o să plecăm. Hai, o să-și umple mana imediat. Hai să vedem cine e pe partea asta. Mana nu prea atacă, asta e problema. Și văd că aici și-al avem pe Zeus. O să dau asta numai ca să-l sperii, să luăm puțin. Oh, Loki! Așa, și să luăm un avantaj. Unde dracu' e Arahne? Arahne s-a dus pe mid. Ok, se pare că trebuie să stau aici să rezist singur. Și Loki are buff-ul de viață, dacă nu mă înșel. O să dau și eu aici numai ca să îi țin, să nu se ducă pe... Be careful, middle. Că se duce, vine asta și uite, e și Zeus aici. Hai să dau un pic de push așa să-i sperii. Eu de asta tot am. Așa, aș încerca să sar pe Zeus. Prinde-l, prinde-l! Prinde-l! Nu-l lăsa! Tu zgâtu, mătii! Prinde, prinde Zeus-ul! Așa! Așa. Stai că acum trebuie să nu-l las pe ăsta să se ducă după arahneul meu. Marș, mă, căcatule! Marș, mă, n-auzi! Și acum ar trebui să dai recall, băiete. A, uite așa. Chiar știe ce face. Auși! Loki, ce urăsc puterea aia lui, că pur și simplu stă acolo așa și nu face nimic și dă damage. Și îmi trebuie mana, am bani de level, de papuși de level 3 deocamdată, nu. Așa. Bă, n-am ce să fac, mă bazez pe engine-ii ăștia. Așa, să dau puțin damage aici. Nu știu ce dracu vrea ăla să facă. A ajuns și până la aia cu arcul și deocamdată singur. Level 3, la fel și Arahne, aproape 4, așa că nu cred că va fi o mare problemă. Bani am destul pentru papucii mei de tank și cred că ar cam fi timpul să mă duc înapoi. Băi! Rec cause I'm going in jungle. Nu știu ce vrei să zici prin rec. A, recall, ok. De obicei eu spun bâș, de asta nu sunt obișnuit cu faptul că cineva zice rec. Așa, văd că cam ce se întâmplă acolo. Mi se pare că se bate cu Zeus, că parcă și-a încărcat viața mai repede și cred că a sărit în spatele lui. Putea să sară și pe minion, dar nu prea am văzut lumea să facă așa, mai ales Arahne. Că am jucat în ultimul timp cu Arahne o grămadă și hai să merg prin junglă să văd ce se întâmplă. Poate pot să-l sperii pe tipul ăla sau să dăm niște damage din potrivă. Și dacă o ajut să se fideze pe Arahne asta, care este de fapt un băiat, foarte ciudat faza. Zei fete și zei băieți. Aș putea să atac acum, dar nu cred că are niciun sens. Nu cred că m-a văzut. Așa, o să atac pentru că așa zice el. I-am dat puțin slow, dar tipul ăsta joacă cu grămadă de... Asta e. O, nesimțitu! Ce faci, mă, animalule, mă? Grijania, mă, și-și dă imunitate și cu ăla. Tipul ăla are și de alea de imunitate și Beds of Purification și mă disperă tipii ăștia. Dar ar trebui să aibă... Oh! Ce se întâmplă? A dat cineva un semnal pe hartă, dar nici nu m-am uitat cine. Chiar așa, unde e Loki? V left. De fapt, vreau... VF, am apăsat VA. Ah, mă rog, câteodată... Ah, uite-l pe Loki. Să dăm și un mesaj de ăsta. O să dăm puțin damage acolo, așa, și să mă dau din puterea asta tâmpită. Loki a apărut cam nou, e mai nou așa în joc tipul și chiar nu știu ce să cred despre el. Damage nu prea am văzut să dea cine știe ce, iar viață sincer are foarte puțină, iar eu nu prea mai am mana. Ar trebui să îmi iau
Mana Heal, dar sincer, de o grămadă de timp încoace nu am mai folosit-o și mi-a mers bine, deci încerc să scap de Mana Heal, de Meditation. Gank left lane. Oh, stai puțin că vrea să atace prin junglă și Loki e cam slab. Asta e șansa noastră să-l luăm. Da, dar l-a ratat, din păcate. Dar nu îl învinuiesc, am jucat și eu cu Arachne și e al dracu de greu, frate. Deci, casting time-ul pentru scuipatul ăla, ce mă rog, ce dă, este al naibii de mare și până îl trage, tipul are timp să se ferească și e cam enervant. Op, să nu-l las să-mi strângă 3 de alea pe mine, că după aia am două putere și îmi scade o grămadă. Dar având în vedere că deja am piața plină, nu prea ar fi o mare problemă. Aoleu, ultimate is ready, ok. Ceva mișto la Arahne, că îi se încarcă ultimata imediat și cred că acum se duce să ia jungla și aș da o putere acum pe minion, dar sincer, nu prea mai am mana. Și l-a ratat, din păcate. Nu prea am ce să fac, o să stau să iau damage-ul de la minioni. Așa. O să-i omor fără să dau vreo putere, deși aș vrea. De-aia așa să dăm un Mia, pentru că Loki a dispărut de cam mult timp. Este dispărut, dați dispărut! Sunați la 0742. N-o să continui pentru că ăla e numărul de telefon al meu și nici măcar nu știu alta. Ok, TP pe right. Fac o treabă destul de bună. O să dau o putere aici numai să scap de toți minioni ăștia. Asta e rău. Asta e rău. Ok, eu nu mai am mana. Ce să-mi iau în continuare? Lifesteal Solitaire. De ce? Pentru că chiar dacă nu e un item de tanky, îl va ajuta și pe tipul ăsta de aici să aibă mai mult lifesteal. Eu o să iau attack speed și lifesteal, chestia pe care mă bazez cel mai mult când joc cu Vamana. Oh, și l-a prins. Ce-l urăsc chestia asta. Nu, e... Ar trebui să-l încerci să-l tragi pe Zeus. Dacă vezi video, ar trebui să încerci să-l tragi pe Zeus, pentru că Loki dispare pur și simplu și n-ai ce să-i faci. La 2050 o să-mi dau return ca să-mi iau din prima level 3. Și cam prost a pus Loki puterea aia. Putea să ia și arcașii și... stai că în 5 secunde îl trage. Hai, nimerește-l. Se retrage și asta este nașpa. Ar trebui să mă lași pe mine să iau damage-ul. De fapt, stai, tu ai și buff-ul de junglă, ia tu damage-ul. Acum, trage-l. Așa, prinde-l. Tu zgâtul mătii, Loki. Tipul e atât de lău încât mie rău de cât de lău e, uite. Ok, bun, în curând o să am și... știi ce? Haide să nu-i lăsăm să ne ducă înapoi. Asta, o să folosesc mana, o să fac imediat de asta bani pentru ultimul level de Solitaire. După Solitaire cred că îmi voi lua Ankh of the Golem, pentru că și el am dă attack. What the hell? Vedeți? Vedeți ce s-a întâmplat? Asta este una din marile probleme ale mele. Și sper că acum înțelegi de ce am jucat atât de prost, măi Arachne, care ești acum cu mine. Nu vine să cred. Este... Hai, te rog, zi-mi că-l prinzi. Prinde-l for fuck's sake. Ați văzut cât ar... Și ce? Mai bine, hai întâi prima dată cu asta, pentru că îmi trebuie damage, iar Arachne are destul lifesteal. Sper că ai văzut de ce am murit atunci. Și... Nu vine să cred că când m-am mutat în spate, venea ăla și mi-am dat seama, și când mai stau puțin, mi-am dat seama după aia că n-am avut internet pentru câteva secunde și... Mare durere în fund internetul ăsta, mai nou îmi face fițete astea mizerabile. Of. Be careful, right. Da. Se pare că pe mid le luăm turnul cât de curând. O să dau așa, numai ca să dureze mai puțin. Bun, am și ultimata level 2 și chiar dacă aș fi putut să-mi pun pe ultimata de la levelul trecut, prefer să-mi fac level pe chestia asta, pe Umbrella Rank. Umbrella Rank pentru Boomerang? Da, cum am înțeles? Pentru că pot să iei toți minionii dintr-o dată și e un avantaj foarte mare. Așa, uite cum fac acum. De asemenea, trebuie să și țintești puțin, dar odată ce ai început... și are crowd control.
Stai puțin. Stai că-i arăt eu. Tipul ăla se bazează prea mult pe faptul că are invincibilitate și crowd control. N-ar trebui să faci asta. Adesea s-a oprit pur și simplu acolo așa. Bine, știu că când ai invincibilitatea te oprești, dar nu, pur și simplu nu trebuia. Trebuia să fugă. Nu să dea să stai acolo, nu să dea să stea acolo, pentru că ne-a dat șansa să atacăm și văd că a noștri au cam murit. Loki vine, dar hai să dau puțin damage de la turn. Dacă e de ceva, eu pot să plec imediat cu prima mea putere. Hai să fug. Așa, și dacă e, o să-mi dau și ultimata, mă încarc puțină viață, dar aștept să-și facă... vine Zeus. Și l-am lovit. Asta e bine. Lightning Bolt. Bun. Sincer, nu cred că ar trebui să-l tragi pe Loki. Nu ar trebui deloc. Solitaire în continuare. Aș putea să-mi iau... Nu l-am nimerit și nu mai am mana. Cred că ar fi timpul să mă cam retrag. Tu ce zici? Ok, go. Bun, hai. Lasă, dacă ai ultimata, cred că e timpul de un atac. Fac, îngrijania, mătii, să fug în direcția asta. Bun. Fac, să vezi codă, să vezi codă. Nu are, hai că nu mă lovește, perfect. Nu mai încerca să-l iei pe Loki, te rog, Arachne. Când vezi video ăsta, te rog, nu mai încerca pe ăla, pentru că n-ai de ce. Pentru tipul se pur și simplu dispare și trebuie să fim prea rapizi ca să-l luăm. Bun, hai că e cam timpul să-mi dau un recal. Da, să vedem. Cred că e timpul să-mi iau asta pentru că trebuie să-mi ajut cumva aliatul, pentru că sunt tank și chestia asta când lovești cu ea, ține inamicul pe loc, ceea ce ne dă un avantaj destul de bun și văd că Arachne tocmai l-a omorât pe Loki. Bravo, frate, bravo. Așa îmi place. Bun, hai să vedem ce dracu mai e. Încă puțin și o să-mi iau și asta de level 3. Aș putea să merg în junglă să iau, de exemplu, ala de speed sau de atac. Cred că ar fi bine să vină Arachne și să luăm Gold Fury, ar fi un avantaj puternic. Sau să mergem pe mid să-i dăm gank la dragon, pentru că